Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre G8 sau G7, cum mai este numit în diferite cercuri atât academice cât și a reprezentanților societății civile. Salut prezența în studioul al lui Corneliu Ciure, analist politic. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Andrei Groza, doctor conferențiar universitar, prorector Academia de Administrare Publică. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și Dumitru Roibo, activist civic. Bună seara și bine ați venit, domnule Roibo. Bună. Domnule Groza, cu dumneavoastră vreau să încep această emisiune până pe a vă întreba, cer scuze, care este rolul până la urmă, ziceam, G7, G8 în diferite opțiuni este numit în mod diferit și până la urmă s-ar părea că în acest G8 există anumite fisuri în raport cel puțin cu Federația Rusă. Ce părere împărtășiți dumneavoastră? Eu probabil că majoritatea cetățenilor din Republica Moldova urmăresc practic, cele mai importante evenimente care au loc atât în afara țării cât și în interior. Republică. Da, sunt la curent cu summitul care a avut loc câteva zile în urmă, da, 8-9 în Canada. Într-adevăr, este o reuniune a celor mai dezvoltate state. Unii spun G7, unii G8, în dependență de faptul cum tratează această organizație. Personal consider că, într-adevăr, reieșind din acele realități pe care le avem, ar trebui corect să-i spunem G7, fiindcă, într-adevăr, la ședință participă 7 state, cele mai puternice state industrializate. Într-adevăr, între aceste state a apărut discuții referitor la mai multe aspecte, inclusiv și la faptul participării Rusiei la această reuniune. Da. Sunt păreri diferite. O părere aparte are președintele Statelor Unite ale Americii, care consideră că Rusia trebuie să participe la aceste. A spus franc. Da. Că la aceste ședințe ar fi bine să participe și Rusia, care are ceva de spus. Mai ales atunci când este vorba de discutat problemele ce ating interesele majorității populației planetei. O parte sau cea mai mare parte, de fapt, din membrii G7 nu au fost de acord. Ei stau pe poziția veche de a păstra în continuare acest format până la rezolvarea problemelor ce țin de Rusia și relațiile Rusiei cu Ucraina. Domnule Ciurea, până la ora difuzării acestei emisiuni, probabil ați văzut pe rețelele de socializare, a fost tirajată, iau în ghilimele de rigoare, o fotografie care foarte mult vorbește de la sine. Reprezentanții celorlalte puteri versus Trump, care ar părea poziția dânsului să ne spună destul de multe și în același timp ne vorbește despre o poziție tranșantă în raport cu ceea ce spunea și domnul Groza, e nevoie și de Federația Rusă ca să fie parte egală a acestor discuții și să participe la masa negocierilor. Cum priviți până la urmă poziția domnului Trump și acea fotografie care ziceam că este foarte relevantă în contextul discuției noastre? Da, bun. Fisura care a apărut între Statele Unite și restul statelor, în special statele europene, ține, sigur, de rolul Rusiei în relațiile internaționale, dar și de alte chestiuni. Deci, la acest summit despre care a vorbit domnul Groza, a fost viu disputată problema includerii Rusiei în grupul celor 7, adică transformarea grupului celor 7 în grupul celor 8, așa cum a existat, așa cum a existat până în 2014, dar s-a discutat și problema taxelor vamale pe care Statele Unite le-a impus în raport cu bunurile, în special metalurgice europene. Deci sunt mai multe chestiuni discutate. Din această cauză Statele Unite nici nu au semnat declarația finală. Bun. În ceea ce privește Rusia, situația este clară. Statele Unite are o poziție diferită și a fost susținută, apropo, de Italia, care și ea a punctat că Rusia nu poate fi ocolită.
Da, teza lor este că Rusia nu poate fi oculită. Trump a declarat foarte tranșant, această lume trebuie să fie condusă. Grupul celor 7 sau grupul celor 8 are această menire, este vorba de cele mai importante state ale lumii și aceste state trebuie să ajungă la o înțelegere cu privire la felul în care este condusă lumea. Noi, dar vi se pare firesc că în interior să existe două tabere? Două sau mai multe? Ele sunt mai multe. Întotdeauna, de ce a vrut să spună Trump este că întotdeauna între noi, cei puternici, vor exista anumite diferențe și deosebiri de opinii, dar asta nu trebuie să ne împiedice să stăm la aceeași masă și să guvernăm această lume. Și el a punctat, s-ar putea ca ceea ce spun să nu fie politic corect. Nu este corect să spui că noi guvernăm această lume, dar asta este. Da. Și din această cauză el spune, da, Rusia nu poate fi neglijată, chiar dacă ea a încălcat o serie de norme internaționale, din această cauză ea trebuie să fie acceptată din nou la masa de negocieri. Ceea ce cumva au ripelat Germania, Franța, care au o altă părere și care consideră că Rusia, și asta a declarat și Merkel, trebuie la început să schimbe comportamentul, de altfel și englezii au spus acest lucru, la început Rusia trebuie să schimbe comportamentul, după asta ei pot să fie reprimiți. Deci acesta este, dacă vreți, dosarul rusesc. Este foarte relevant că americanii, care sunt destul de duri în raport cu Rusia și care continuă să aplice politica sancțiunilor față de Rusia, în același timp, pentru că au o serie de dosare pe care trebuie să le discute, negocieze, vor reașezarea Rusiei la masa celor mari. Asta domnule Roibu, poziția președintelui rus este destul de interesant. Domnul Putin spunea că până la urmă Rusia nici nu a ieșit din G8 și este, chiar le-a făcut o invitație de a desfășura o ședință la Moscova pentru a discuta unele aspecte și a pune punctele pe ei. Cum se vede această propunere a președintelui Putin? Bun, în limbajul conducătorilor de state și felul în care a procedat Donald Trump, președintele USA, și felul în care a răspuns președintele Putin, este în principiu un semnal bun. Da? Deci, cu siguranță nimeni nu are de gând să lupte unul împotriva altuia sau să apară noi conflicte între aceste două părți. Dar pe de altă parte, noi ar trebui să ne gândim și la modul în care percepe Federația Rusă tot ceea ce se întâmplă. Pentru că odată ce, la direct vorbind, da, pe tine te exclud din organizație, după care vin spun înapoi, tu te simți cumva neglijat sau înjosit într-un fel și eu cred că felul în care a comentat și prim-ministrul Rusiei această situație, că Rusia alege mai degrabă să colaboreze cu alte state pe alte platforme de colaborare internațională, cum este G20, de exemplu, sau cum este BRICS, sau cum este Organizația Tratatului de la Shanghai. Și nu există o necesitate stringentă de a activa și de a colabora inclusiv pe platforma G7. Pentru că ei consideră G20, de exemplu, o platformă mai eficientă, mai mare. Bineînțeles că ei vor lua în calcul dorința Statelor Unite, trebuie neapărat să fie și dorința celorlalți membri, pentru că ei au fost excluși de către toți. Dar însă și abordarea președintelui american este una destul de interesantă, una constructivă. Eu apreciez ultimii pași care realizează în această direcție, inclusiv și întâlnirea cu președintele Coreei de Nord și semnarea memorandumului între aceste două țări. Deci sunt niște pași destul de buni, de constructivi. Eu cred că Rusia ar trebui să beneficieze de situația creată. Nu prea înțeleg modul în care tratează anumite țări că Rusia ar trebui să-și schimbe comportamentul. Pentru că, în raport cu Crimea, asta era un bun argument. Dar eu nu văd nicio deosebire între ceea ce face Rusia și ceea ce face Statele Unite sau Marea Britanie sau Franța. Pentru că, de exemplu, să bombardez o țară fără a avea rezoluția Consiliului de Securitate ONU este la fel o crimă, numai că pentru asta nimeni nu răspunde. Dar în cazul dat, unele țări fac coaliții împotriva Rusiei și aplică, de fapt, dublele standarde. Dar situația s-ar părea că oferă anumite perspective de dezvoltare destul de interesante. Domnule Groza, se pare că marile puteri, într-adevăr, fac istorie pe mapamond. Și când zic lucrul ăsta, fac referire la ceea ce spunea Dumitru Roibu un pic mai devreme. Liderul american și cel nord-corean și-au dat mâna pentru prima dată, cred că în ultimele decenii, și au zis că totul va fi ok. Cam ăsta a fost mesajul. Corect. Eu aș vrea ceva să completez. Da, mă rog, spuneți. Domnul Roibu a spus referitor la
faptul că Rusia nu prea s-a simțit comod atunci când a fost exclus sau când statele, celelalte state nu au venit la summitul care urma să aibă loc în Rusia. Da, Rusia, într-adevăr, ținând cont de situația care a fost atunci, concret, totodată trebuie să înțeleagă că comunitatea europeană și celelalte țări nu sunt de acord cu activitatea care a fost, eu știu, susținută de către Rusia în peninsula Crimeea. Și acesta este un lucru normal. Da, dar acolo a fost și un referendum. Da, dar eu vorbesc de ceea ce a susținut Rusia. Eu nu zic de referendum, însuși că referendum. Deci, și aici sunt niște lucruri care trebuie să pur și simplu înțeleze. Nu se poate de acceptat orice activitate, orice acțiune, fiindcă este firesc. Atunci când te sfădești cu un vecin, trebuie să vezi care este cauza. Ca pentru mai târziu, până la urmă, să putem sta la o masă. Deci, eu cred că această situație ca oricare altă... Da, dar argumentul pe care l-a invocat Dumitru în raport cu Statele Unite, care au bombardat și anumite regiuni? Aici am putea discuta. Am putea discuta și vă spun de ce. Până la 1900, până la 2014, practic, nu putem constata încălcări a careva încălcări a drepturilor cetățenilor de alte etnie în această regiune. Deci, da, este o dorință firească, eu accept. Atunci când în Crimea, unde trăiesc 80% cel puțin de vorbitori de limba rusă... 75% au cetățenii ruse. Da, eu vorbesc, 80%, chiar mai mult. Da. Au dreptul, dar modul în care s-a produs această ruptură sau acest conflict, clar că lasă și anumite semne de întrebare. Dacă îmi dați voie, doar câțiva ani... Și acum, cei ce totuși... Și-au dat mâna cei doi lideri. Și-au dat mâna cei doi președinți. Este un lucru firesc. Da. Ceea ce am vrut eu să menționez asta e că vreo 2 ani mai devreme, mercenarii l-au prins pe Gaddafi, președinte, nu, conducătorul lui, de fapt, nu era președinte. Și în timp ce l-o omorau și își băteau joc de trupul lui neînsuflețit, secretarul de stat american râdea și spunea: noi am venit, am văzut și el a murit. Iată, asta este tot abordarea americanilor. Nu trebuie să spunem doar, dacă spunem A, trebuie să spunem și B. Deci, nu putem să luăm partea unui din actori în situația dată, pentru că, de fapt, diferența esențială între modul în care ei tratează anumite probleme, inclusiv în relațiile internaționale, pentru că ei au venit fără rezoluția, iarăși, plăceți-vă minte că era rezoluția ca spațiul aerian în Libia să fie închis, dar americanii acolo au bombardat. Și francezii au bombardat. Eu n-am spus un cuvânt în susținerea Statelor Unite. Nu. Eu n-am spus că ce au făcut corect. Domnul Ciurea, totuși au dat mâna. Asta înseamnă că nu vom mai avea arme nucleare, nu vom mai avea această discuție, acuzații de tot felul? Nu, Coreea de Nord a intrat într-un program de denuclearizare și probabil acest lucru merită să credem, așa se va întâmpla? Nu știm, pentru că nu știm ce au semnat. Din câte am înțeles, documentul nu a fost făcut public. Da. Au spus că de azi înainte avem o schimbare esențială, dar nu știm exact asupra căror aspecte au convenit cei doi președinți. În sine, sigur, această acțiune este un pic ciudată. Cea mai mare putere a lumii semnează cu pompă un acord împreună cu un pitic, chiar dacă înarmat până în dinți. Oricum, sigur, situația se detensionează în regiunea respectivă și, totuși, acest lucru iarăși reflectă o anumită fisură, pentru că europenii se uită un pic mirați la ceea ce se întâmplă. Germania și Franța nu înțelege poziția domnului Trump. Americanii semnează cu multe aplauze, cu mult fast acest acord la Singapore, am impresia, cu ei, nu, americanii nu vor să trateze. Deci este cumva un joc pe care europenii încă nu-l înțeleg al Statelor Unite. Este o schimbare de macaz, o renunțare la principiile ordinii liberale și o încercare a Statelor Unite de a rezolva problemele acestei lumi pe cont propriu,
prin abordări naționaliste, protecționiste, prin sfidarea parteneriatelor și alianțelor, fapt care pentru europeni, sigur, este deocamdată de neînțeles, strânește mirare și chiar oprobiu. Da. Dar însuși faptul că s-au întâlnit, însuși faptul că au discutat, este un lucru bun. Da, dar aceste relații amicale între, între Moscova, cer scuze, și Washington sunt în beneficiu Europei, așa cum spuneau reprezentanții germani, dacă nu înșel memoria, prim-ministru chiar german? Eu cred că orice relații între state, relații bune, sunt în favoarea tuturor vecinilor. Dar ce se întâmplă în contextul în care Germania și Franța au o poziție, dacă nu deosebit, atunci cel puțin cu mari rezerve față de gestul președintelui Trump? Cred că nu se întâmplă nimic. Până când discute, până când se întâlnesc la masa de discuții, este un lucru bun. Aș vrea să menționez că timpul probabil va ajuta toate la locul lor. Chiar și doi frați când se ceartă între dânsii, timpul le atenuează acele momente așa mai dure. O să vină timpul, o să așeze, o să înțeleagă. Eu cred că va veni timpul când și Rusia se va așeza la masa tratativelor cu Ucraina. Dar noi vrem mas, mâini. Lucrul ăsta nu se va întâmpla. Trebuie să fim realiști. Nu se va întâmpla în timpul cel mai apropiat. Domnule Groza, eu am o întrebare tranșantentă pe lângă ceea ce spunea domnul Ciurea, problema cu oțel, cu aluminiu și așa mai departe. Oare aceste summituri gen G7, G8 nu au și misiunea de a diviza controlul în anumite regiuni, anumitor puteri? Este corectă această optică sau ar trebui exclusă din start? Este un lucru normal când țările care se adună, se discute, se apere în primul rând interesele lor. Și atunci ce fac țările mici, gen Republica Moldova? Dumneavoastră ați întâlnit multe țări când se întâlnesc la masa tratativilor ca să discute în favoarea cuiva? În primul rând, rezolvă problemele ceea ce țin de aceste țări. Asta este un lucru normal. Da, dar pe plan extern, atunci subiecții sunt egali, nu? Este altceva. Dacă deciziile care sunt adoptate la masa tratativilor convin și vecinilor, sau îi aranjează, sau îi în favoarea și vecinilor, ceea ce nu este întotdeauna așa. Ceea ce nu este, din punctul nostru de vedere, în orice caz, din punctul personal, subiectiv, ceea ce se discute la nivel internațional între cele mai puternice țări, noi trebuie să acceptăm, practic, momentele care sunt în favoarea noastră. Atunci când ceva nu ne aranjează, clar, trebuie să ne expunem punctul de vedere. În cazul de față, eu nu știu care ar fi problema care pe noi ne-ar afecta și ar trebui să facem careva declarații. Da. Domnule Robu, vă rog. Vreau doar să spun că țările, indiferent mari sau mici, le se conduc după se ghidează după interesul național, însă nu totdeauna noi vedem asemenea gesturi și eu acum am să-mi permit puțin să critic guvernarea noastră, pentru că nu poți în situația în care există un caz incert de tot, da, legat de Skripal, între Marea Britanie și Federația Rusă, da, trei diplomați să-i trimiți acasă, da, să-i expulzeze din Republica Moldova, să-i declar persoană non grată, doar ca să fie solidar cu comunitatea europeană. Iată, eu așa abordare nu înțeleg. Și pe de altă parte, și Bulgaria, care e membru Uniunii Europene, nu a expulzat niciun diplomat rus acasă. Deci există o greșeală și undeva, poate, întrebarea dumneavoastră are o anumită logică, pentru că există situații în care conducătorii statelor nu țin cont de interesele naționale. Deci aici trebuie să facă o diferență între state și conducători. Da, dar interese în anumite regiuni? Ei, eu sunt sigur în asta, pentru că atunci când au fost războaiele în Nordul Africii, n-am prevăzut Rusia să-și apere interesele sale acolo. Și am văzut cu ce s-a terminat toată această avalanșă de revoluții, schimbări foarte, foarte drastice. Astăzi, noi, eu, de exemplu, am menționat cazul Libiei mai devreme. Din acest stat a rămas practic nimic. Noi, acum, acest stat nu prea are viitor și noi știm datorită cui s-a întâmplat asta. Pentru că eu vă spun că secretarul de stat american Hillary Clinton zâmbea când a văzut trupul lui conducătorul acestui stat. Dar în Siria noi vedem o altă situație, când Rusia se impune și se impune destul de bine. Și iată, aduceți-vă minte despre alte mișcări teroriste, câți ani au luptat Statele Unite cu ei și ei permanent, erau în permanent creștere. Iată, dumneavoastră ați mai văzut ceva despre statul islamic.
El a apărut, a fost ca un, ca un balon pe moment, da? A fost o, a, în creștere, dar după ce s-a implicat Federația Rusă în acest conflict, da, de partea lui Bashar Assad, atunci noi vedem că această mișcare nici nu se prea aude, nu prea este deja. Da. Dacă îmi permiteți, aici ar trebui să facem o concretizare. Da, într-adevăr, da, sunt de acord, între mișcarea islamică a dispărut. Ea n-a fost distrusă în totalitate. Dar a dispărut cu un preț foarte mare. Da. Astăzi, când vedem orașele din Siria, aceeași oraș Aleppo, 80%, 90% distrus, deci ne-a costat foarte mult. Acțiunile Statelor Unite Americii și ale Rusiei nu întotdeauna trebuie să... Nu trebuie să... Trebuie să ne vedem care sunt rezultatele. Da, am scos un spin, dar cât ne-a costat. Da. Domnul Ciurea, relațiile dintre Londra și Moscova au devenit mult mai tensionate după cazul Skripal, da? Respectiv, ăsta a fost generator, a fost punctul culminant sau relațiile dintotdeauna au fost așa mai deosebite, mai specifice? Istoria relațiilor ruso-britanice o cunoaște toată lumea, ele întotdeauna au fost tensionate, au existat războaie pe parcursul secolului. E adevărat că au existat și alianțe. În primul război mondial și în cel de-al doilea, Rusia a fost împreună cu Marea Britanie, a luptat împreună cu Marea Britanie împotriva Germaniei, dar așa numitul mare joc din secolul XIX, secolul XX, care continuă, întotdeauna a implicat ca principali protagoniști în secolul XIX, în special, și începutul secolului XX, Rusia și Marea Britanie, și ei au luptat pe părți diferite ale baricadelor. Deci au fost inamici geopolitici. Principalul sau cel mai mare geopolitician englez, Mackinder, asta și spune, că de fapt scopul principal este să ținem sub control Rusia. În jurul acestei idei centrale s-au construit politicile occidentale vis-a-vis de Rusia, dacă pornim de la se vede ideile un pericol în Federația Rusă? Nu, e vorba despre controlul inimii continentului, iar inima continentului în mare parte este ocupată de acest stat care se cheamă Rusia. Deci, din această cauză, există o rezervă, o răceală în Marea Britanie tradițională față de Moscova, iar cazul Skripal a amplificat doar nemulțumirile britanicilor, care au recurs la diverse acțiuni, în primul rând expulzarea diplomaților ruși. Acum, sigur, este interesantă această chestiune, trebuia sau nu să expulzăm diplomați ruși, câți? Că sunt două chestiuni. Moldova nu este un stat mare și nu se bucură de confortul pe care îl au bulgarii, care uneori au anumite interese comune cu Federația Rusă și, fiind parte a Uniunii Europene, totuși, în cazul dat, au fost mai reținuți. Noi ne-am manifestat prin această expulzare și eu cred că ne-am comportat corect solidaritatea cu partenerii noștri principali, pe care îi vedem la Washington și îi vedem la Bruxelles. Pe noi mai puțin ne-a interesat în cazul dat corectitudinea gestului. Noi ne-am manifestat ca un aliat credibil cu partenerii noștri oficiali. Eu înțeleg că noi avem în țară un partid care nu este de acord cu această orientare geopolitică vestică și ar prefera cea estică, dar acest partid se află în opoziție, vorba de Partidul Socialiștilor. Da. Dar majoritatea parlamentară, Ministerul de Externe, Guvernul, care este dominat de o majoritate pro-occidentală, a luat o decizie în sprijinul expulzării acestor diplomați, trei, mai mulți decât România, și asta a fost important, pentru a arăta că noi rămânem atașați acestor valori și acestei idei de a ne integra în Uniunea Europeană. Nu văd nimic grav, noi am expulzat și cu alte ocazii și eu cred că foarte motivat și 5 diplomați ruși și cred că am avut dreptate și în acea situație. Deci, având în vedere că Ucraina este un stat vecin nou, care are de suferit foarte mult de pe urma agresiunii rusești și noi suntem cei care suferim această agresiune în continuare din cauza Transnistriei, noi avem dreptul să fim un pic mai supărați decât bulgare și decât românii în asemenea circunstanțe. Avem acest drept pentru că armata rusă se află ilegal pe teritoriul nostru.
foarte sigur. Da, domnul Roidu, s-ar părea că aveți o altă părere. Bineînțeles. În primul rând, eu nu înțeleg de ce trebuie să arăți solidaritate, pentru că asta, de fapt, nu este o solidaritate, asta este o loialitate. Atunci când tu nu contează și crezi, pur și simplu trebuie să faci și noi ți-i spunem, de atât că tu ești partenerul nostru oficial. Este chip că Tereza May trezește noapte din somn și se gândește cum să ajute Republica Moldova să iasă din impas. Haideți să fim sinceri, mie mi se pare că asta e o abordare greșită în genere ca cetățean, ca om simplu, ca cetățean de rând, să accepți că țara noastră trebuie nu neapărat să facă joc cu cuiva. Dar noi, în afară diplomați ruși, am expulzat pe cineva? Eu n-am auzit, dar cu siguranță există teme ca să fie expulzat. Cum? Am declarat persoane non grata și diplomația altă țări. Da, da, bun. Dar acum există teme ca să fie declarate persoane non grata și diplomați din alte ambasade, ca să nu le dau nume exact, că o să fiu iarăși acuzat. Dar guvernarea nu face acest lucru, pentru că ea nu ține cont de interesele naționale. Pentru că interesele noastre sunt lezate direct și dacă eu aș admite parțial că acel contingent din Federația Rusă care stă în Transnistria ar trebui să plece, cu excepția celui cu excepția pacificatorilor, dar trebuie să asigurăm ce se va întâmpla cu acel moment după. Asta tot este o chestiune care, cum vorbeam noi la început, noi trebuie să stăm la masa de negocieri și să discutăm aceste aspecte. Dar noi ce facem? Noi trimitem ambasadorii acasă și după asta stăm și așteptăm că ei să-și atragă încă trupele după asta. Da, eu zic ca să revenim la tema discuției de astăzi. Eu vreau să vă întreb, iată, în timp ce se discuta la Quebec toate aceste relații în raport cu principalele puteri în lume, Vladimir Putin merge într-o vizită în China, ca respectiv vreau să aflu punctul dumneavoastră de vedere. Se încearcă a găsi un aliat, domnule Roibu, după aceea trecem la domnul Groza. China cu Federația Rusă, e clar că ele, fiind state vecine, au niște interese destul de contradictorii, din punct de vedere economic, da. Și nu doar. Dar atunci când este vorba ca ei să abordeze interesele lor în plan mondial, atunci bineînțeles că China și Federația Rusă sunt aliați. Ei se regăsesc împreună mai multe platforme, ei păstrează un ritm destul de înalt dezvoltarea relațiilor economice și atunci când vine vorba despre anumite acțiuni pe care le întreprind Statele Unite ale Americii împreună cu, că eu deja nu-mi imaginez că este Statele Unite ale Americii și la egal să discut cu Germania, cu Franța, cu toți. Ei merg toți la pachet ca aliați fiind. Nu în zadar, aceți vă minte, Donald Trump spunea că ei trebuie să plătească pentru securitatea pe care le asigură Statele Unite ale Americii. Asta este abordarea SUA față de partenerii europeni. Aceți vă minte când era conflictul în Ucraina, da. Ce spunea secretarul de stat SUA, ca să nu spun în engleză, da? Deci a spus un foarte urât despre Uniunea Europeană. Asta e abordarea americanilor. Și în situația dată, bineînțeles că nici China, nici Rusia nu prea văd cu ochii buni unele mișcări și acțiuni ale Statelor Unite ale Americii și vă spun că dacă ar fi să procedăm corect sau dacă s-ar fi procedat la nivel internațional corect și cinstit, da? Fără să fie aplicate dubli standarde, păi atunci primii care trebuiau să aibă sancțiuni din partea europenilor, primii care trebuiau să aibă ambasadori sau diplomați expulzați acasă, trebuiau să fie americani. Da. Deci ei trebuiau să fie primii domnul care trebuiau Groza, să fie taxați. Sursele oficiale zic că se discută despre infrastructură, energie, cercetare științifică, tehnologie avansată. Iată Federația Rusă și cu China. O nouă alianță, un nou strateg, un nou... Cum putem privi această colaborare? În situația în care președintele Trump, da. Venind din mediul de afaceri, examinând situația în care se află Statele Unite ale Americii, găsind un deficit comercial, după cum dumnealui a spus, undeva de vreo 700 de miliarde de dolari. Clar lucru, dumnealui, ca om de afaceri, încearcă să-și recupereze sau să, ca Statele Unite ale Americii să fie puse pe o altă poziție. Aici nu este vorba, domnul Rogu, referitor la faptul că Statele Unite ale Americii dictează, într-adevăr, Statele Unite ale Americii cheltuiește foarte mulți bani pentru apărare. Inclusiv cere, ceea ce este un lucru normal, ca statele celelalte membri, de exemplu a NATO, să cheltuiască cam aceleași, să suporte aceleași cheltuieli ca Statele Unite ale Americii. În cazul în care Statele Unite ale Americii se relansează, începe a se dezvolta mai evident, mai bine decât de până la Trump, corespunzător apare un pericol pentru China și pentru Rusia. Și atât, în concurența economică între aceste state mari, clar că Rusia își găsește un aliat în China, în statul vecin, ceea ce este un lucru obiectiv și normal.
obiectiv și normal. Eu aici n-aș vedea contradicții, sunt niște lucruri normale într-un mediu economic global, contradictoriu, dar care se dezvoltă, apar contradicții. La anumite perioade, pe anumite etape, sunt noi, eu știu, concurenți, noi aliați, ceea ce ține de partea de domeniul tehnico-științific, da, într-adevăr, rolul Chinei în ultima perioadă în dezvoltarea tehnico-științifică este destul de mare, destul de important. Statele Unite Americii este strâmtorat de pe piață, dacă îi spunem așa, științifico-tehnică, și China este susținută în acest sens de către Rusia. Domnule Ciurea, China, Federația Rusă, trebuie să recunoaștem că sunt cei care și produc. Da? Dacă e să facem referire la China nemijlocit, cred că orice care ajunge zilnic și la noi sunt produse în China. Versus Statele Unite, care mai mult unii ar zice că este un brand. Se vinde imagine, se vinde nivel de viață și așa mai departe. S-ar putea ca acest echilibru să fie schimbat în favoarea primelor state? În favoarea Federației Ruse și a Chinei? Nu, eu cred că dominația, sau mai bine zis, hegemonia americană va fi păstrată, ea convine și altor state. Sigur, acum disputa este un pic alta. Rusia, China și mai ales Rusia vor ca americanii să renunțe la unipolarism. Adică unipolarism însemnând prezența americană în toate zonele globului pământesc și impunerea propriilor viziuni și politici altor lideri regionali. Rusia și China susțin ideea multipolarismului, adică își rezervă dreptul de a avea un cuvânt greu de spus în marile confruntări, marile dispute geopolitice, ceea ce americanii, în principiu, ar putea și să accepte. Faptul că Trump vrea o relație mai specială cu Putin. De altfel, se vorbește destul de mult despre o posibilă întâlnire între cei doi președinți, este în pregătire. Demonstrează că americanii ar dori o coparticipare a celorlalte puteri. Dar, pentru Trump, el fiind businessman, sunt importante beneficiile economice. Acolo unde el câștigă economic, e ok. Și mai puțin îl interesează supremația globală, pentru că ea nu aduce neapărat beneficii, de multe ori din contra. Da, a fi hegemon înseamnă să suporți cheltuieli, să întreții o armată foarte puternică, să investești, cât să bagi bani în zonele sărace și așa mai departe. Deci Trump ar vrea chiar poate o anumită retragere politică, dar în paralel să realizeze o ofensivă economică. Domnule Ciurea, rămânând pe aceeași dimensiune, vreau să vă întreb, iată, noi discutăm despre G7, G8 respectiv, dar practic și în discuția noastră de astăzi pomenim 3, maxim 4 state, vorba de Statele Unite, Franța, Italia, Marea Britanie. Celelalte puteri sunt mai puțin însemnate? De ce? De ce ele rămân așa mai în umbră? Care mai? Altele? Păi, Italia mai puțin. Despre Italia vorbim pentru că a devenit un fel de oaie neagră a Europei, pentru că aici, ea fiind fondatoarea Europei, a adus și populiștii la putere în acest an. Dar, în fond, vorbim despre mari jucători globali, care sunt americanii, chinezii, Marea Britanie, Franța, Germania, Rusia, China. Și, bun, China, da, evident. Acești jucători contează și cu adevărat stabilesc regulile de joc. Contează în măsură egală? Mă scuzați că vă întreb. Măsură inegală, dar trebuie să spunem că Uniunea Europeană vrea păstrarea regimului actual liberal cu norme bine stabilite, cu reguli de joc clare, și vrea păstrarea multilateralismului, adică Uniunea Europeană, mă refer la, în special la tandemul franco-german, ar dori ca americanii să stea cu ei la masă de negocieri și să discute de la egal la egal. Americanii, rușii, chinezii au o altă viziune cu privire la ordinea internațională. Ei ar dori o ordine bazată pe puterea statelor suverane care își impun cei puternici, își impune principiile și regulile de joc și creează sfere de influență. Și iată, din acest punct de vedere, eu aș spune că noi, Republica Moldova, un stat totuși mic,
neînsemnat, dar care există pe hartă, nouă ne este mai apropiată poziția europeană. Da. Noi nu am vrea să subsuferim în continuare din cauza că mari actori, precum cei de peste ocean, precum cei de aici, rezolvă problemele deasupra noastră, fără a lua în calcul totuși părerea noastră. Europenii sunt singurii, chiar dacă este un regim fragil această Uniune Europeană. Dar este, vedeți, în Uniunea Europeană statele mici au și ele un cuvânt de spus. Da. Și ele participă la discuții și chiar reușesc să-și promoveze punctul de vedere. Domnule Roibu, vorbeam despre Statele Unite versus Federația Rusă. Am văzut că și Italia este cea care spunea că cere reincluderea Rusiei în G8. Respectiv, mai avem un nou susținător a acestui parteneriat? Noi în zadar, nu noi, dar cineva poate în zadar interpretează relațiile destul de fragile dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă, inclusiv Uniunea Europeană, Rusia și Statele Unite ale Americii, ca Rusia fiind văzută ca un stat care nu este necesar, că noi putem să mergem și fără ei. Și eu am să vă dau un exemplu. Anul curent, Austria a semnat un contract de, nu Austria, dar grupul OMV a semnat un contract prin care se obligă să importe contract din Federația, gaze naturale din Federația Rusă până în 2040. Asta înseamnă, și ei singuri spun, că gazul rusesc este mult mai eficient decât gazul lichefiat american. Deci întrebarea, când noi vorbim despre conflictul sau poziții diferite între Statele Unite ale Americii și Federația Rusă, unde Uniunea Europeană de regulă se alătură Statelor Unite ale Americii, trebuie să înțelegem că aici există doar interes economic. Cine va furniza produse sau energie pe o anumită piață? Rusia vine cu oferta ei. Rusia este țara care produce. Aduceți-vă aminte când Putin spunea că nu înțelege Uniunea Europeană atunci când impune sancțiuni, pentru că noi azi putem să vă stingem gazul și să faceți focul cu lemne, dar dacă vă trebuie să lemne, atunci iarăși trebuie să veniți la noi. Deci Rusia este un partener economic foarte important pentru Uniunea Europeană și chiar dacă sunt anumite sancțiuni, sunt anumite limite, da, care se impun Federației Ruse, economia europeană nu poate să activeze singură, de una singură, fără a ține cont și fără a fi conectată cumva la economia rusă. Și invers. Deci, soarta Europei și marea nevoie acestor două părți a Europei este să fie împreună și să colaboreze, pentru că doar asta le poate lor garanta o coeziune, într-un fel chiar și politică, da? Și o anumită bunăstare și dezvoltare economică. Uitați-vă la ce nivel ajung relațiile ruso-chineze atunci când ei colaborează pe diferite domenii și nimeni nu are de pierdut în felul dat. Atunci când problemele politice se transpun în cele economice, asta de regulă face rău și în primul rând face rău cetățenilor simpli. Ca exemplu, am să vă spun că în Letonia, de exemplu, unica fabrică care producea conserve, da, din pește, ea a fost închisă după acest joc de impunere sancțiunilor, ea gata, ea nu mai produce. Și multe alte fabrici în țările, mai ales cum sunt țările Baltice sau România sau Bulgaria, ele pur și simplu au dispărut pentru că nu exista piața rusă. Dar dacă nu există piața rusă, atunci aceste state au de pierdut. Și situația este destul de șubredă, având în vedere aceste sancțiuni reciproce, pentru că Rusia, de fapt, a început să investească în producția proprie și atunci, chiar dacă relațiile se vor dezgheța și vor dispărea sancțiunile și ei vor reveni la la niște relații sănătoase, cum ar trebui să fie, da, între două părți a Europei care au soarta de a trăi împreună, atunci Rusia va fi mai independentă din punct de vedere economic și în pierdere va fi doar Uniunea Europeană. Domnule Groza, G8 trebuie privit prin prisma economicului sau prin a politicului strict? Nu, eu cred că această structură internațională trebuie privit atât din punct de vedere a rezolvării problemelor economice, cât și celor politice. Noi nu putem da la o parte politicul exclusiv sau economicul. Până la urmă, da? Da, fiindcă la masa tratativilor se discută problemele atât politice cât și economice. Eu aici aș mai adăuga referitor la faptul că Trump ca președinte are în primul rând interese economice, în primul rând interese economice. Nu știu de ce la noi nu se vorbește că în mică perioadă de aflări ca președinte al lui Trump au crescut salariile în Statele Unite ale Americii. A crescut numărul persoanelor angajate în câmpul muncii. Deci el se uită la misiunea sa, în primul rând, din punct de vedere economic. Aranjează pe cineva, convine cuiva, asta e altă problemă. Dar, în primul rând, Trump vrea să rezolve problemele economice
din cadrul Statelor Unite ale Americii. Ceea ce ține de Rusia, da, Rusia este un stat puternic, nimeni nu neagă lucrul ăsta. Din punct de vedere economic, militar, este un stat foarte puternic. Dar, totodată, trăind într-o casă comună europeană, aici sunt niște reguli de joc. Adică țările mici, țările mari, conviețuind împreună, trebuie luat în calcul și interesele țărilor mici, țărilor mici. Adică nu trebuie, și câte cum domnul Rubiu vă spune, că da, Rusia livrează, asigură cu gaz, Europa, asta nu înseamnă că trebuie să-i spunem așa, spui anumite condiții, să te încerci a dicta, fiindcă tu deții monopolul. Ca încă o dată, ca între niște state, ca între niște oameni, întotdeauna trebuie de văzut ținând cont de interesele tuturor. Nu pot europenii să neglijeze interesele Rusiei și invers. Rusia nu trebuie să dicteze. Domnule Ciurea, poziția celorlalte state în raport cu Federația Rusă, tot felul de embargouri, asta pe efect sau pe termen mediu, și a spus cuvântul, își spune cuvântul, e o palmă dată, nu știu, Federației Ruse? Da, sigur că putem spune că efectul acestor sancțiuni nu este foarte mare. Rusia a rezistat. Chiar dacă a avut de suferit din cauza acestor sancțiuni, este incontestabil, dar aceste sancțiuni nu sunt de natură să schimbe comportamentul Rusiei. Și asta este disputa în interiorul comunității occidentale. Are rost să continuăm? Există presiuni destul de mari și în statele europene, în special Italia, Germania. Există destul de presiuni destul de mari pentru a asista aceste sancțiuni, dar din punct de vedere politic, Occidentul nu poate să renunțe la politica sancțiunilor, întrucât ceea ce s-a întâmplat în Ucraina este oarecum de neiertat. Rusia trebuie cumva pedepsită din punctul de vedere al Occidentului și ea nu poate fi pedepsită militar, sub nicio formă nu poate fi declanșat un război. Singura pedeapsă care cât de cât produce anumite efecte și creează disconfort Rusiei sunt aceste sancțiuni. Efectele sunt minore, dar este foarte dificil de a renunța la politica sancțiunilor. De asta eu cred că în viitorul apropiat Occidentul nu va renunța la sancțiuni. Asta este o modalitate de a indica Rusiei că acest fel de comportament pe care îl aplică în Ucraina este intolerabil și Occidentul întotdeauna va riposta în asemenea situație. Da, puteți, vă rog, să-mi spuneți, dar este deosebire între felul în care procedează Federația Rusă în Ucraina și cum au procedat, de exemplu, statele europene, așa numită state civilizate, da, care sunt pentru drepturile omului și așa mai departe, în Siria sau în Libia? Nu știu la ce vă referiți. Eu, în primul rând, vă voi răspunde ca domnul Groza, vorbim despre Rusia acum. Ceea ce privește cazul Siriei, păi, stați puțin, vă referiți la ceea ce se întâmplă recent. Sunt și rușii acolo, și americanii, și turcii. Rușii sunt la invitația la invitația oficialilor, da? La invitația președintelui. Dar atunci iar când bombardamentul american s-a produs în urma utilizării armelor chimice. Ceea ce nu este demonstrat. Bun, ceea ce noi putem să admitem. Și nu doar americanii au constatat acest lucru, au fost și comisii. Dar în ceea ce privește Libia, eu n-am înțeles. Vă referiți la regimul Gaddafi, care vă place foarte mult. Mie nu-mi place. Eu mă refer la altceva, că există unele regimuri pe care Statele Unite ale Americii sau Europa îi tolerează și colaborează cu ei foarte bine. Dar există alte regimuri în care ei, fără să aibă, pentru că ei vorbesc despre faptul că trebuie la nivel mondial să colaborăm. Regimii zici că avem 2 minute la dispoziție. Eu vroiam să vă întreb, domnule Groza, în spațiu virtual este vehiculată din ce în ce mai intens teza potrivit căruia în viitorul, nu știu și nu aș vrea să cred în această teză, al ceea ce se numește al treilea război mondial. Astăzi, prin aceste reuniuni, gen G8, s-a încercat a pune punctele pe I și a evita un asemenea conflict armat? Eu cred că astăzi puțină lume crede în cel de-al treilea război mondial. Ne
dăm foarte bine seama că cel de-al treilea război mondial este echivalent cu dispariția civilizației. Da. Deci, responsabilii tuturor statelor înțeleg acest lucru. Conflictele care sunt, nu cred că vor duce la un nou conflict militar cu atât mai mult nuclear. Eu totuși, nu că sper, dar eu sunt sigur, oamenii vor găsi metodele necesare, vor sta la masa trătătirilor, vor rezolva problemele care au apărut economice, politice, nu cred în cel de-al treilea război mondial. Domnule Roibo, iată, rămânând în albe aceeași dimensiuni, G8 are misiunea de a clarifica pe cale pașnic anumite disensiuni? Bineînțeles, atunci când oamenii chiar stau la masă... Chiar dacă sunt din tabere și cu viziuni diferite? Păi astăzi, acum se întâlnește Trump cu conducătorul Coreei din Nord, deci totul este posibil. Atunci când există interes din toate părțile, totul este posibil. Și eu mă bucur de fapt că există asemenea formate în care poate să participe toate statele, chiar dacă undeva ele sunt în contradicții, dar neapărat trebuie să aibă loc întâlniri în care ei se discute, să se întâlnească, să spune punctele pe ei. Pe această notă sunt obligat ca să pun și eu punct emisiunii de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa și pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Rămâniți alături de noi.